Acum trebuie să vedem puțin lucrurile pe ansamblu, pentru că până la urmă urmei vorbim de o activitate care trebuie începută într-un fel sau în alt fel. La fel se întâmplă în oricare altă țară de pe planeta asta. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să vedem cea mai bună modalitate de a reîncepe activitatea școlară. Acum, legat de proiectul de ordin, acesta este pus în procedură în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății. Deci, pe cale de consecință, este un punct de plecare și orice fel de sugestii și recomandări sunt binevenite. Ce este descris în acel document? De fapt, sunt lucrurile, reprezintă un cadru care să dea un punct de plecare, să organizeze toată activitatea, de la pregătirea și intrarea efectivă în locație până la intrarea în sala de clasă, cum se petrece tot triajul observațional, epidemiologic, măsuri de curățenie și de pregătire, în primul rând a setup-ului școlar, după care toată interacțiunea din timpul orelor, din pauze, toată interacțiunea între elevi, studenți, profesori și așa mai departe. Ce vreau să spun este în felul următor, că cred că este important să vedem lucrurile din perspectiva în care trăim cu toții aceste vremuri cu acest nou tip de coronavirus la nivel global. Avem două variante la îndemână. Una, să vedem lucrurile oareși cumva și să nu acceptăm realitatea, văzând fiecare regulă dificilă și, mă rog, trăind și expandând această perspectivă. Și a doua variantă, să încercăm să ne facem viața mai ușoară. Să ne adaptăm la noua realitate. Așa se întâmplă peste tot. Cei din alte părți și au văzut că și în alte țări la fel se petrec lucrurile. Există câteva recomandări, altele sunt cu caracter obligatoriu. Deci, până la urma urmei, ține de fiecare dintre noi să înțelegem, să ne adaptăm la aceste noi vremuri. Ce a făcut Ministerul Sănătății cu Ministerul Educației? Au venit cu niște recomandări pentru a putea crea o situație uniformă. Variază lucrurile de la o școală la alta, de la o localitate la alta, de la o regiune la alta. Este evident că conducerea unităților școlare cunoaște cel mai bine particularitățile date de infrastructură, particularitățile date de capacitatea resursei umane, numărul de elevi, numărul de profesori, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, care ele au specialiști să analizeze situația epidemiologică la nivel regional, și cu comitetele pentru situații de urgență județene, vor analiza și vor propune și lua aceste decizii. Deci, evident că lucrurile variază de la o localitate la alta și, pe care de consecință, e cumva natural și firesc ca deciziile și lucrurile deciziile să le ia cei care cunosc cel mai bine particularitățile locale. Temerea care, mă rog, bănuiesc că e în sufletul nostru al tuturor, este că după niște multe luni în care fiecare a încercat să supraviețuiască cum a putut, și mă refer aici să se protejeze cum a putut, respectând reglementările în vigoare, o să vină momentul școlarizării, care, bineînțeles, numai când ne gândim la cum arată momentele de epidemie de gripă, să spunem, și ne dăm seama că există totuși un potențial, cu ghilimele de rigoare, în a ne trezi cu un număr și mai mare de noi cazuri de infectări. Și știți că, în general, bunicii sunt cei care sunt trimiși în față, pentru că părinții sunt la joburi. Bunicii, adică anumite categorii vulnerabile, sunt cei care vor ridica copiii de la școală și vom fi, la un moment dat, într-un moment pe care nici nu știu și nu vreau să pară că mă dau deșteaptă, n-aș ști nici eu cum să-l rezolv. Nici să-i ții acasă, e clar că nu poți. Poate totuși ar fi fost mai simplu ca parte dintre ei, și mă refer la cei micuți de clasa 0, Doamne iartă-mă, cred că sunt riscuri pe care am fi putut să nu ni le asumăm. E o situație complicată, să știți, și peste tot. Am văzut la sfârșitul anului școlar trecut, posibilitatea de a vedea cum se petrec lucrurile în câteva țări europene sau din regiune. Și am văzut că nu e un subiect simplu. Sisteme de educație mult mai performante au avut reale dificultăți în a-l gestiona. Nu are nimeni, să știți, o soluție perfectă pentru această nouă etapă în care trăim. Până o să avem un vaccin sau un tratament antiviral eficient, trebuie să ne adaptăm. Perspectivele de astăzi sunt totuși pozitive, favorabile, și mare parte din experți speră să putem avea un vaccin cât mai repede în 2021. Deci nu va trebui să facem aceste eforturi o viață întreagă de acum încolo. Sunt eforturi reale care ne schimbă de fapt viața, însă trebuie să le facem, în primul rând, pentru
în beneficiul nostru pentru sănătatea noastră și, doi, la fel de important, pentru o perioadă finită, limitată de timp. Cu cât ne adaptăm și vedem lucrurile din această perspectivă și menținem și promovăm aceste comportamente într-o măsură mai mare, cu atât vom fi noi mai sănătoși, pornind de la comunitățile mici, locale, până la comunitatea națională. Pentru că și aceste aspecte ne influențează viața noastră individuală, a fiecăruia dintre noi. Deci, în concluzie, fie acum vorbim de deschiderea anului școlar cu anumite măsuri pe care Ministerul Sănătății, experții din cadrul Ministerului Sănătății împreună cu Ministerul Educației le-au propus. E un punct de plecare, este în transparență decizională. Toate țările au adoptat astfel de măsuri, ține foarte mult și de fiecare dintre noi. Încă o dată, toate aceste chestiuni sunt în beneficiul nostru, pe de o parte, și doi, sunt pentru o perioadă, aceste eforturi pe care trebuie să le facem, sunt totuși pentru o perioadă limitată de timp. Cam mare parte din experți spun că în 2021 vom avea un vaccin eficient, ceea ce ne va trece la următorul capitol, post-COVID-19. Până atunci, haideți să facem cu toții toate eforturile, pentru că merită, este sănătatea noastră în joc, a tuturor. Mulțumesc, Andrei Baciu!